Bună seara! Vă mulțumesc pentru interes la această oră, interes în privința principalelor hotărâri de guvern care au fost adoptate astăzi în timpul ședinței guvernului. Cel mai important subiect este, desigur, adoptarea celor trei bugete, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de sănătate. Și am vrut să ne folosim de ocazie să venim împreună cu domnul Budeanski să vorbim despre principalele venituri, cheltuieli și direcții de dezvoltare pe care le susține bugetul public național. În primul rând vreau să spun că guvernul a fost investit în august, deja când procesul obișnuit bugetar sau ciclul bugetar obișnuit era în plină derulare. În ultimele trei luni de zile, Ministerul Finanțelor a trebuit să vină cu mai multe modificări la bugetul pentru anul 2021, în primul rând pentru a reflecta separarea ministerelor și reorganizarea guvernului. Într-al doilea rând, au fost două modificări al bugetului pentru anul 2021, una cu care ne-am obișnuit deja în a doua jumătate a anului și alta generată de criza gazelor și necesitatea de a oferi resurse pentru procurarea gazelor din surse alternative și pentru compensarea creșterii tarifelor pentru cetățeni. Și iată că acum Ministerul Finanțelor a venit cu bugetul pentru anul 2022. Deci dacă ne gândim bine, sunt patru procese bugetare în doar trei luni, de aceea eu vreau în primul rând să-i mulțumesc domnului Budeanski și colegilor de la Ministerul Finanțelor pentru lucru asidu în ultimele săptămâni asupra tuturor acestor documente. În privința bugetului pentru anul 2022, pot să vă spun că în pofida situației dificile pe piețele internaționale și crizele cu care s-a confruntat guvernul, avem un buget substanțial de dezvoltare și aceasta este pentru că am putut restabili încrederea partenerilor externi, am putut restabili sursele de finanțare și în așa fel am putut menține o anvelopă de cheltuieli care ne-a permis să oferim aceste creșteri de pensii și salarii și să creștem compensațiile pentru perioada rece a anului, compensațiile pentru creșterea tarifelor la gaze naturale și la energie termică și în același timp să menținem un volum important de cheltuieli capitale și investiții în domenii care asigură dezvoltarea țării pe viitor. Ca să vă dau anumite cifre concrete. Deci veniturile bugetului public național pentru anul 2022 se estimează la 80 miliarde 872 milioane de lei sau cu 10% mai mult față de bugetul aprobat în 2021. Cheltuielile sunt estimate la 96,2 miliarde de lei și deficitul bugetar în consecință, adică diferența între venituri și cheltuieli, este de 15,3 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 6% din bugetul public, din produsul intern brut. Din nou vreau să accentuez că era important să menținem un volum de cheltuieli care să ne permită să creștem veniturile populației și să facem față acestor crize cu care ne-am confruntat. Ca să vă dau doar câteva exemple despre acțiunile cele mai importante la capitolul venituri și la capitolul cheltuieli, după care domnul Budeanski va vorbi despre creșterea salariilor în sectorul bugetar,
și despre cheltuielile capitale. În primul rând, dacă este să vorbim despre capitolul venituri, politica bugetar-fiscală a fost una prudentă. Am intenționat, am menținut ratele existente și am asigurat predictibilitate pentru agenții economici. Pentru că noi credem că orice modificare serioasă trebuie să fie discutată cu toți actorii interesați și trebuie să fie discutată într-un ciclu normal de planificare bugetară. De aceea, imediat după aprobarea bugetului pentru anul 2022, vom începe deja lucru asupra politicii bugetar-fiscale pentru anul 2023 și acolo vom discuta multe din propunerile care sunt și în programul de guvernare și care au venit de la diversi actori, inclusiv un capitol nou pentru întreprinderile mici și mijlocii în codul fiscal sau anumite acțiuni pentru asigurarea independenței sau autonomiei financiare a autorităților publice locale. Dacă este să vorbim despre acțiunile pe care le promovăm anul acesta, ele țin de creșterea veniturilor familiilor și anumite acțiuni care au fost deja discutate, de exemplu, care sunt incluse în acordul de asociere sau alte documente internaționale. În primul rând, dacă să vorbesc despre scutirile personale, pentru persoanele fizice, scutirea personală va crește de la 25.200 la 27.000 de lei și ceea ce este important, vom dubla scutirea personală pentru persoanele întreținute, pentru copii și alte persoane întreținute, de la 4.500 de lei la 9.000 de lei. Deci asta înseamnă că mai mulți bani vor rămâne în familii. Vom aloca toate încasările din taxa pentru folosirea drumurilor către bugetele locale. Aceasta înseamnă că creșterea resurselor pentru reparația drumurilor la nivel de primării, la nivel de APL 1, va crește de la 434 de milioane la 868 de milioane de lei. Deci va fi dublată suma care merge direct spre APL 1. De asemenea, am eliminat taxa de lux pentru operatorii de telefonie mobilă. Este un lucru care a fost discutat de foarte mult timp, că operatorii de telefonia mobilă nu mai este un serviciu de lux și este o taxă care nu se înscrie în principiile obișnuite fiscale și noi sperăm că această reducere a taxei de lux va compensa pentru pierderile eventuale atunci când vor fi eliminate tarifele la roaming. După cum știu cetățenii, noi suntem în discuții avansate și cu România și cu țările din parteneriatul estic și cu Uniunea Europeană referitor la eliminarea tarifelor la roaming. Sperăm foarte mult că odată cu rezolvarea crizei politice de la București vom putea avansa repede pentru eliminarea tarifelor la roaming, în special cu România. Aici sunt, cred că, cele mai multe vizite și contacte. De asemenea, am revizuit accizele la produsele din tutun în vederea uniformizării acestora și asigurarea implementării prevederilor acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Dacă este să vorbim despre capitolul cheltuieli, în primul rând trebuie să vorbim despre această creștere semnificativă a cheltuielilor de protecție socială, deci cheltuielile pentru pensii, pentru indemnizații, pentru compensații. Deci cheltuielile bugetului public național au crescut în domeniul protecției sociale, au crescut cu 6,5 miliarde de lei sau cu 23%. Deci aici vorbim despre
ajutorul pe perioada rece a anului și compensații pentru gazele naturale și creșterea tarifelor la energie termică, deci sunt aproximativ 1,3 miliarde de lei pentru anul 2022. De aproximativ 3 miliarde de lei vor merge pentru această creștere a pensiilor pe care am adoptat-o la sfârșitul anului sau în septembrie sau în octombrie, am impresia. Și deci avem aceste creșteri de indemnizații pentru persoane cu disabilități și alte plăți care sunt legate de pensia minimă. În același timp, trebuie să menționez și creșterea bugetului pentru cheltuieli capitale și, în special, creșterea bugetului pentru drumuri. Avem în bugetul de stat planificate mijloace în sumă de 4,7 miliarde de lei, dintre care 1,8 miliarde de lei sunt mijloace financiare din surse externe. Am crescut, dacă este să vorbim despre fondul rutier și transferurile către administrațiile publice locale pentru drumuri, aceste cheltuieli au crescut de la aproximativ 2,3 miliarde de lei la 2,9 miliarde de lei. Și aici este vorba despre reabilitarea, modernizarea, reparația și întreținerea corespunzătoare a tuturor drumurilor publice. Deja prin rectificarea bugetului în 2021 am crescut fondul de subvenționare în agricultură la 1,5 miliarde de lei, de la 1 miliard de lei cât a fost aprobat inițial pentru anul 2021. În primul rând, în acest an am asigurat că datoriile sunt plătite și în același timp venim cu această modificare a mecanismului de subvenționare în agricultură pentru ca să orientăm plățile către producătorii mai mici, către procesatori și către domeniile cu valoare adăugată înaltă. De asemenea, creăm un fond nou pentru dezvoltarea regională și locală în volum de 770 milioane de lei. Reamintesc că pentru dezvoltarea regională în anul 2021 inițial au fost alocați 220 de milioane de lei. Acum schimbăm conceptul și vom avea acest fond de unde vor fi finanțate și proiecte de dezvoltare regională și proiecte de dezvoltare locală. Proiectele de apă și canalizare care erau anterior incluse în fondul ecologic vor trece în acest fond. Modul de aplicare la acest fond va fi finalizat, deci va fi supus discuțiilor publice chiar de săptămâna viitoare și până la sfârșitul anului vom avea reguli predictibile pentru utilizarea acestor bani. S-a terminat cu alocarea sau distribuția aceasta politică la miez de noapte. Ceea ce vrem noi este ca să fie respectată legea cu privire la investițiile publice, hotărârile de guvern și ordinele Ministerului Finanțelor, care de fapt dau reguli foarte clare pentru aplicare și vom avea și reguli și criterii foarte clare pentru alocarea acestor sume. Plus la aceasta, acest fond va fi baza pentru multe proiecte care vin din partea statelor membre ale Uniunii Europene sau Uniunii Europene pentru investiții în localități și aceasta va fi acel proiect Satul European despre care am vorbit în campania electorală. Fondul ecologic național va fi 250 de milioane de lei. Cunoaștem că a fost au fost foarte multe deficiențe în distribuirea acestui fond. Vor fi finalizate anumite proiecte în domeniul apei și canalizării, dar ulterior acest domeniu, după cum am spus, va trece la Fondul de Dezvoltare Regională și Locală, la Fondul Satului European și Fondul Ecologic se va concentra pe proiecte de mediu. Important pentru cetățeni, am promis să avem
grupuri sanitare moderne, WC-uri în școli și grădinițe. Am crescut fondul dedicat pentru reparația și modernizarea grupurilor sanitare de la 5 milioane de lei la 25 de milioane de lei anul acesta. Printre alte noutăți bune cu care venim este că vom dubla alocația anuală pentru procurarea materialelor didactice și educaționale pentru cadrele didactice. Deci această alocație anuală va crește de la 2.000 de lei la 4.000 de lei și impactul bugetar va fi 86 de milioane de lei. Noi vom comunica despre noutățile bugetului în următoarele zile și săptămâni, pentru că bugetul va fi discutat și pe platformă parlamentară. Vom reveni cu informații grafice și detalii adiționale. Între timp, vreau să-l rog pe domnul Budeanschi să ne spună mai multe despre creșterea salariilor în sectorul public și câteva remarci referitor la cheltuielile capitale. Bună seara! Dumneavoastră probabil cunoașteți că în Republica Moldova funcționează sistemul de salarizare unic. Adică există o lege care reglementează toate salariile ce vin din bugetul public național. Aceasta este renumită lege 270. Situația cu angajările în sectorul public este destul de gravă. Noi avem multe instituții incomplete și pe multe instituții avem segmente întregi de angajați care instituțiile au dificultăți de angajare. Din acest punct de vedere, acele modificări care au fost aduse acum, ele au avut un caracter mai curând de urgență, de a fixa anumite probleme grave care există la acest moment, dar nu este posibil de rezolvat toate problemele salariare care există la ziua de astăzi. Majorarea totală a salariilor este de 2 miliarde, circa 10%, este o creștere destul de mare. Într-un an destul de dificil, o creștere atât de substanțială, totuși este un efort foarte mare din partea bugetului. Această creștere de 2 miliarde putem să o împărțim în câteva categorii. Cea mai mare categorie revine din creșterea așa numitelor valori de referință. Aceste creștere a valorii de referință practic ating tot sistemul bugetar, circa 175.000 de persoane, la care o să vadă o creștere salarială. Și aceasta este costul de 905 milioane lei. O altă categorie de salariați care o să simtă creșterea va fi vine din modificarea salarizării în funcție de condițiile de muncă. Erau un șir de persoane care în condițiile de salarizare actuale nu au fost salarizate atunci când lucrau peste program sau aveau condiții speciale de muncă. Iată, această categorie, majorarea la adaptarea, la ajustarea la aceste condiții specifice, ne costă 368 de milioane de lei. Alte categorii așa la care au crescut salariile mai mult sunt salariile pentru asistența psihopedagogică și șoferi. Deci acestea sunt clasele pentru care cel mai mult va crește salariul. De asemenea, în această creștere totală a salariilor este inclus și un fond de premiere anuală de 592 de milioane, însă aici intră
și premiere pentru anul precedent, în proporție în care este posibil de alocat la, din resursele actuale. Deci nu va fi 50%, așa cum este plafonul maxim prevăzut în lege, dar va fi sub acest plafon. De asemenea, am vrut să spun câteva cuvinte despre cheltuielile capitale, fiindcă cheltuielile capitale fac parte din cheltuielile de dezvoltare. În special în situații de criză, cheltuielile capitale ajută creșterea economică, oferă locuri de muncă și venituri pentru salariații din Republica Moldova. Și aș vrea să menționez aici că cheltuielile capitale au crescut substanțial la 9,6 miliarde față de planificat pentru aprobat în bugetul 2021 7,5 miliarde. Deci este o creștere semnificativă a cheltuielilor capitale și sperăm foarte mult că aceasta o să se observe și în anturajul Republicii Moldova, în drumuri, în clădiri renovate, în instituții bine îngrijite, care vor fi implementate inclusiv și prin fondurile de care a vorbit doamna Gavriliță în anterior. Asta? Da. Vă mulțumesc. Eu doar aș vrea să menționez că costul pentru deci crește, valoarea de referință va crește cu 100 de lei și salariul minim va crește de la 2.200 de lei la 3.100 de lei. 3.100, 3.100 da. De lei. Da. Și putem să vorbim despre salariul mediu care va crește la anumite categorii, de exemplu, la șoferi salariul mediu va crește de la 3.540 la 4.663. Pentru cadrele didactice din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică, salariul mediu va crește de la 7.108 la 7.694. La directorii altor instituții de învățământ, deci care nu au fost acoperiți de creșterile precedente a claselor de salarizare, salariul mediu va crește de la 8.840 la 9.215. Și avem, deci, pentru persoanele care deci vor fi salarizate, cum a spus domnul ministru, cu valoarea de referință generală de la 1.700 la 1.800 de lei, salariul mediu va crește de la 6.900 la 7.300. Asta ca să fie ceva detalii despre aceste creșteri salariale. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări? Da, Eduard Maciac, Agenția Sputnik. Vreau să vă întreb, doamna prim-ministru, cum vedeți faptul că acest proiect de buget pentru prima dată în istoria Republicii Moldova are o componentă de împrumut extern foarte mare, pe 20% sau cum. Este un buget format în mare parte cu o cotă foarte mare pe granturi și împrumuturi externe. Este într-adevăr un buget care are granturi externe, un lucru foarte important și are și o componentă de finanțare a deficitului bugetar în condiții concesionale, ceea ce nu este o premieră pentru Republica Moldova. Exact asemenea bugete, de fapt, și aceeași structură a fost practic în toate bugetele, inclusiv bugetul aprobat pentru, de exemplu, pentru anul 2020, pentru anul 2021. Diferența este că nu au fost valorificate acele sume care au fost incluse în buget și, de exemplu, ținem minte că atunci când nu se
îndeplineau condiționalitățile pentru asistența macrofinanciară în 2020. Noi am ratat mai multe tranșe, atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea altor finanțatori și de aceea au trebuit să fie rectificat bugetul și reduse cheltuielile. Ceea ce ne dorim noi este să avem un buget care ajută oamenii și orientează cheltuielile spre oameni și are și componentă semnificativă de grant care permite dezvoltarea accelerată a Republicii Moldova. Da, faptul că datoria externă se apropie în jur de 100 de miliarde de lei, ceea ce ar constitui undeva, ați spus, 40% din PIB, este un semnal de alarmă sau cum? De fapt, în contextul analizelor macrofinanciare, dacă este să ne raportăm la regiune, la alte țări, noi suntem într-o situație destul de favorabilă, pentru că avem un indicator a datoriei la produsul intern brut destul de mic, 40% este un indicator sănătos, aș spune eu, și Ucraina și România au acest procentaj mult mai mare. Dacă se poate da, să... Deci, uitați-vă, noi totuși suntem într-o situație nu ordinară. Noi, anul acesta, avem o derogare de la regula fiscală de 2,5% deficit fără granturi, anume din cauza că avem o situație extraordinară, nu este situație obișnuită. Și aceste derogări pentru a avea un deficit mai mare, anume se dău pentru aceea ca prin resursele împrumutate să poată fi asigurată o funcționalitate normală a statului și programelor de dezvoltare. Aceasta este una. A doilea parte ține de proiectele cu finanțare externă. Noi avem proiecte finanțate de surse externe care merg pentru dezvoltare și o finanțare din surse externe cu creșterea datoriei, dar care merg spre dezvoltare, este un lucru acceptabil și chiar, să spun așa, o planificare bună și o implementare bună a resurselor împrumutate în proiectele de infrastructură este o chestiune plauzibilă. Și dacă țara poate să îndeplinească toate condițiile de finanțare, aceasta este doar un semnal și un criteriu care demonstrează că guvernarea este capabilă să mențină un echilibru prudent și credibil în fața finanțatorilor. Da, la partea de cheltuiele am văzut că există câteva majorări de cheltuieli legate de includerea unor persoane în statutul cu demnitate publică, mă refer la anumiți consilieri ai Parlamentului, președintele Parlamentului, președinției, șeful serviciu Vamal. De asemenea, există și această cheltuială legată de asistenții pentru deputați. Pentru că a existat o confuzie, cum îi remunerăm, cum vedeți aici aceste majorări? Sunt majorări foarte necesare pentru ca să atragem profesioniști integri în sectorul public. Nu este pentru nimeni un secret că și sectorul privat și organizațiile neguvernamentale se confruntă cu acest deficit de cadre care este cauzat de ani la rând de migrație și este imperativ să continuăm să creștem salariile și în sectorul privat și în sectorul bugetar pentru ca să poată rămâne oamenii acasă. În același timp trebuie să ne preocupăm de creșterea productivității muncii, atât în sectorul privat, cât și în sectorul public, ca să, pe de o parte, să menținem competitivitatea economiei, pe de altă parte, să asigurăm cheltuirea judicioasă a banului public. Încă atunci când a fost adoptată această lege vestită 270 cu privire la salarizarea unitară în sistemul public, s-au făcut, dacă vă amintiți, anumite modificări în Parlament, unde
unor categorii de persoane, în mod populist, le-a fost redusă valoarea de referință, aici vorbim și despre deputați, prim-ministru, președinte, miniștri, și o să vedeți că ei au cea mai joasă valoare de referință și eu sper că noi vom avea capacitatea necesară și recuperarea economică necesară ca să creștem salariile în continuare, să aducem la acel concept inițial unde toți trebuie să aibă o singură valoare de referință. Noi am crescut deci valoarea de referință pentru persoanele cu demnitate publică din cabinetele demnitarilor, dar luând în considerație că suntem într-un an dificil pentru oameni, pentru deputați, miniștri, președinte, prim-ministru, am menținut aceeași creștere ca și pentru restul angajaților în sistemul bugetar. Deci nu am putut ajunge încă la valoarea de referință comună. O întrebare, da. Și o întrebare pentru domnul Budeanschi. Dumneavoastră ați fost întrebat la Parlament în legătură cu rectificarea de buget care a fost votată ieri pentru anul în curs. Ați fost întrebat ce se va întâmpla cu banii pe conturile Energocomului, cele 1,4 miliarde și 400 milioane de lei. Vreau să vă întreb, să ne răspundeți dacă există la ora actuală o claritate, banii aceștia vor rămâne pe contul Energocomului sau vor fi utilizați pentru buget, eu știu, în alte scopuri? Mulțumesc pentru întrebare. Deci, în primul rând, acești bani sunt pe contul trezoreriei, ei sunt încă în buget. Aceasta este doar o alocare. Banii n-au fost transferați spre Energocom. Banii vor fi transferați spre Energocom atunci când Energocom va decide că ea are nevoie de acești bani. Deci, acești bani sunt destinați pentru asigurarea securității energetice. Dacă nu ar fi fost această alocare, eu vreau să vă spun că noi am fi avut probleme cu furnizarea de gazelor naturale la sfârșitul lunii precedente. Și doar această alocare de 387 de milioane de lei spre Energocom a permis ca Energocom să facă careva procurări de gaze, să infuzeze rețeaua și să mențină stabilitatea furnizării gazelor naturale. Acum, guvernul lucrează la un program de asigurare a securității energetice, lucrează asupra la măsurile care vor fi implementate în timp apropiat, în care Energocom are un rol important de jucat. Și în acest sens, Energocom trebuie să fie suficient de capabilă ca să poată face acele operațiuni pentru care o să fie alocate sarcinile în aceste măsuri. Dar ca să fie foarte, foarte clar, deci Energocomului i s-a alocat până la 1,7 miliarde, Energocomul trage din contul trezorerial doar atâta cât folosește de fapt. Deci, aceste 1,4 miliarde de lei care au rămas neutilizate de Energocom rămân în buget. Și o precizare. Doamna premier, vroiam să vă întreb în legătură cu aceste majorări la tarife la gaz. Guvernul a estimat sau a făcut o analiză de impact legat de majorarea tarifului pentru instituțiile statului, pentru sediul guvernului, parlamentului, pentru grădinițe, școli. În cazul în care tariful va crește, aceste instituții vor trebui să-și revizuiască, eu știu, bugetele, cheltuielile. Evident. Deci, pentru cetățeni, grădinițele, școlile, instituțiile publice sunt instituții finanțate din buget. Nu putem vorbi despre compensarea unor instituții bugetare, pentru că ele sunt finanțate din buget. Evident că cheltuielile pentru utilități a instituțiilor bugetare vor fi acoperite din buget conform regulilor obișnuite bugetare. Și vor veni cu instituțiile cu calcule și aceasta va forma baza pentru bugetul pe anul 2020. Doar vreau să adaug că aceasta a fost luat în calcul, situația aceasta cu creșterea prețurilor, și noi am prevăzut
și în fondul de rezervă, și în fondul de intervenții, ceva resurse care pot să asigure funcționalitatea normală a instituțiilor publice. Vă mulțumesc foarte mult și o seară bună!